Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Ionel din Berindei, împreună cu colegul meu apicultor, vecinul Marian. Așa, aici avem industria noastră de film de încălzit. Lucrăm de zori să producem filmele pentru încălzirea stupilor, ecofilm. Am lucrat împreună și am conectat terminalele. Așa, nu știu dacă se văd acum terminalele. Acum urmează, am perforat cu perforatorul găurile pentru intrare perforatorul acesta. Da? Iar acum împreună cu capsele, da? Sunt două tipuri de capse, da? Se capsează terminalele, cablu. Vedem aici de față cum domnul Marian finalizează cele operațiunile. Firul, conectorul, cablu, conductorul este pe maro și verde ca să se poată ține în seamă, în atenție, la conexiune plus și minus. Ecofilmul fiind la 24 V, ele vor fi înseriate la 220, după care va urma izolarea terminalelor, da? Se vede aici cum au fost izolate, și apoi lipirea pe benzile, da? Pe șuvițele de extrudat de 3 mm. Da? Aici debităm, trasăm și debităm. Da? Aici ne așteaptă cu siliconul, da? Ca să facem montarea lor pe, și după aceea nu rămâne altceva decât să fie partea finală, așa cum le-ați văzut aici. Da? Gata de montat și de lucru. După ce le-am terminat pe toate, urmează să facem partea de automatică. În altă ordine de idei, sunt niște operațiuni migăloase. Tăierea la anumite dimensiuni a firelor, capsarea papucilor sau terminalelor, tăierea ecofilmului la dimensiune. Da? El vine în formă de bandă și noi l-am tăiat la 10 cm. Da? După tăiere urmează perforarea în zona de borne, de plus și minus, capsarea terminalelor, izolarea. După izolare urmează debitarea extrudatului și lipire pe extrudat a ecofilmului. Dragi prieteni, nu vă dorim decât multă sănătate, afară este o zi foarte frumoasă, chiar noi suferim că trebuie să stăm aici în interior să finalizăm lucrarea. Și nu suntem în stupi, în stupină. Sau nu suntem la altă treburi în gospodărie. Vă salută Ionel din Berindei împreună cu Apimar, cu domnul Marian, un apicultor destoinic de aici din Berindei. Multă, multă sănătate la toată lumea.